Iubitorii sportului din Buzău sunt invitați sâmbătă și duminică la Sala Sporturilor la un atractiv turneu de mini-fotbal pentru juniori născuți în 2003 și 2004. Partidele se vor disputa sâmbătă după amiază cu începere de la ora 14 și duminică dimineață de la ora 9:30. Un turneu care se anunță a fi destul de atractiv, atât prin prisma faptului că participă niște echipe destul de bune. Este vorba de Gloria Buzău, LPS Buzău, Viitorul Buzău, Olimpia Râmnicu Sărat și avem și patru echipe din afară, Oțelul Galați, CSS Slobozia, CSM Focșani și Luceafărul București. Sunt foarte multe premii puse la bătaie la acest turneu. Valoarea lor se ridică undeva la 8.000 de lei. Vom acorda echipament sportiv pentru echipa de pe locul 1, echipa de pe locul 2, de pe locul 3, cupe, diplome și nu în ultimul rând niște premii speciale, destul de substanțiale. Cel mai bun jucător va primi o tabletă, golgheter, un aparat foto digital, iar cel mai bun portar al turneului va primi un DVD player. Invitat de onoare va fi fostul component al generației de aur, Miodrag Belodedic, actualmente oficial al FRF. O altă atracție a turneului o constituie meciul de All Boys de duminică de la ora 12 dintre echipa Gloriei din 1984 și o formație alcătuită din sponsorii competiției. La Gloria vor juca printre alții Tulpan, Marcu Profir, Balaur, Mircea Timi și Viorel Ion. Finala mică se va disputa duminică de la ora 13, iar apoi de la 14:30 va urma finala mare.